Băimărenii care au datorii restante la bugetul local vor fi scutiți de penalități și dobânzi dacă își achită integral restanțele. Trebuie să o facă până la data de 25 noiembrie. Inițiativa are la bază contextul legislativ asigurat de guvern, iar Consiliul Local a aprobat proiectul de hotărâre în ședința extraordinară de ieri. Scopul este acela de a veni în ajutorul băimărenilor care doresc să își achite dările restante în timp util și, de asemenea, creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor într-un mod eficient. Până la data de 25 noiembrie inclusiv, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, care la data de 31 august aveau datorii restante la bugetul local, au posibilitatea de a depune o cerere de anulare a penalităților aferente acestor datorii. Condiția este ca, în momentul depunerii cererii, debitul principal să fie achitat integral. Hotărârea se aplică și celor care au optat pentru eșalonări. Pensionarii care, după ultima recalculare a pensiilor, au primit în plus, în mod eronat, unele sume de bani, nu vor fi obligați să restituie banii încasați nejustificat. Decizia pe acest subiect apare într-o propunere legislativă care a fost aprobată de Senat în calitate de primă cameră sesizată, informează site-ul avocatnet.ro. Potrivit acestuia, legea 125 din 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii va fi completată prin proiectul de lege ce urmează să fie dezbătut și să primească votul final în Camera Deputaților. Varianta actualizată a legii urmează să menționeze că nu se recuperează debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi. Este vorba despre sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor. 41% dintre companiile din România efectuează plata salariilor în numerar, anunță reprezentanții Asociației Române a Băncilor. Există o scădere mică, prin comparație cu anul 2022, de la 43%. Asta înseamnă că în România se înregistrează o pondere mare a economiei gri, cea la limita legii, în produsul intern brut. Din această perspectivă, țara noastră situându-se în top 10 în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, circa 9% dintre companii declară că au un magazin online. La întrebarea ce metode folosesc pentru a încasa banii, companiile au răspuns 29% predominant cu ordin de plată, 24% toate metodele de plată în egală măsură, 22% exclusiv ordin de plată, 11% predominant numerar, 5% predominant card, 4% exclusiv numerar, iar 3% exclusiv card. În plus, gradul de acceptare a plăților cu cardul la POS a crescut până la 36% în rândul firmelor.